țocănitoare, Audi a dat-o afară din pădure. Ciclete. Și s-a dus, s-a mutat în South Park. Aici în South Park era numai copii care vorbeau urât. Dexter ăștia ca șase chitra. Faceți-vă că munciți. Hai, nu vă mai faceți că munciți ca Dinescu. Și fuga să vă faceți bagajul, că o să vă mutați la Cotroceni pentru câteva zile. Ce? Dinescu! Dinescu! Președintele nostru! Băi, ia stați așa! Dar de ce doar pentru câteva zile și nu de tot? Că doar tu trebuie să arăți poporului că trăiești normal. Pe noi nu ne monitorizează nimeni. Da. Emma, să nu aberăm, că nici nu știu dacă vă descurcați la Cotroceni. S-ar putea să nu rezistați nici 24 de ore. Că la câte tâmpenii faceți, o să vă dea ea de la protocol afară în șuturi. Și atunci de ce ne trimiți? Să ne facă de râs, nu e evident? Nu. Vă trimit în training. Păi eu mă scuz, dar nu pot să merg în training la Dita mai Palatul Regaz, mă fac de râs pe acolo. Mai ales după ce am deprins maniere elegante de la Cucoana Chirița. Și mai sunt și dăviță regală. Sunt Ferdinand. Păi că tu ești obosit și mai bine, haideți odată, mișcați-vă și făceți-vă bagajele. Să nu cumva să mă faceți de râs pe acolo, că cine știe ce vă fac. Interesant. Cinează cu programul de țară. Alo? Unde ești? De ce n-ai apărut încă? Păi, am ajuns până la intrarea în canal, așa cum mi-ai zis, ca să nu mă vadă nimeni, și la gura canalului era un aurolac mare, înalt și cu o față dubioasă. Și m-am speriat că am avut niște experiențe neplăcute cu aurolaci în trecut. Ah, paliu! Păi, aurolacul ăla era omul meu. Adică am un consilier prezidențial aurolac. Că trebuie să știu cum o duc toate categoriile sociale. Pe bune? Genial! Stai numai puțin. Auzi? Vorbim când vii aici că a venit Dalia. Trebuie să scap repede de ea. Nu mai pot acum că trebuie să stau cu bunii. Și oricum nu cred că o să scape așa de ușor de Madame Hitler. Hai că vorbim mâine. Dalia! Ce surpriză! Da, cu ce ocazie pe aici? Nu trebuia să fii cu ăia la Cotroceni? Au terminat trainingul pe azi și am venit să cinez cu dumneavoastră, să nu vă las singur. Oh, dar văd că masa este deja pregătită pentru două persoane. Cu cine cinați? Da, văd că ești obosită. Păi dacă tot te-ai așezat, chiar vreau să-ți fac o mărturisire. O să fiu sincer cu tine și vreau să spun că eu vreau să cinez cu aurolacul casei. Cel de care avem noi grijă de ani de zile, ca să fac și eu o faptă bună. Wow, vă felicit! Stai, că acum dacă tot ai venit și dacă tot am aprins lumânările, poate rămâi să cinem împreună, că Paliu poate să vină și mâine, că ăla n-are altă treabă, că de-aia e aurolac. Lăsați, m-aș simți prost să iau mâncarea de la gură unui aurolac. Plus că eu venisem doar ca să nu vă las singur. Păi atunci... Să nu vă gândiți la altceva. A, niciun caz. Doar știu că ești profesionistă. Antonia, ai scris că am luat cina cu un aurolac. Păi dar nici nu e adevărat. Doar am zis că o fac. Dar n-am făcut-o. Pot să zic că o fac și să nu o fac. Asta nu înseamnă că o și fac. Când fac,
Fac! Dar acum nu am făcut! Dar mi s-a părut bombă de presă și așa a și fost. N-ai văzut ce succes a avut? Păi ce președinte mai face așa ceva în lume? Adică să-și ia consilierul Naurolac? Și oricum nu înțeleg de ce ești supărat, că ai milioane de vizualizări și laude. Mie chiar mi s-a părut că faci un lucru bun. Da, da. Scuză-mă, sunt puțin nervos pentru că nu ne-am văzut de mult. Dar lasă că te împac eu când ajungi aici. Hai că de data asta vin să te iau personal. Ok. Mă, voi sunteți inconștienți? Dar ce s-a întâmplat, dragă? Uite, asta s-a întâmplat, dragă. Mamă! Da, noi. Ce-ați făcut, mă? Ați băut la piscina palatului? Nu faptul că au băut este atât de grav, cu toate că au făcut o gaură de câteva zeci de milioane, că de numai finețuri vechime de 20 de ani și peste, caviar din astea. Ia uzi, și-am cumpărat roșii și varză din piață să-mi fac salată. Nu consumația e tragedia, ci faptul că și-au postat aroganța pe Instagram. Așa, iubire, așa. Dacă ăsta e inconștient, tu trebuie să-i ții solul. Adică de tine vorbește. Nu cred. Nu. Tu ai dreptate, dar și Varvara e. Ce Varvara? Lasă-o pe Varvara, că aia stă mai mult cu noi. Mamă, știți că de bele e la spa-ul palatului, tratament de prințesă, nu alta. Dar ce căuta drăga acolo? Relaxarea, ce să caut la spa? O relaxare în valoare de 1000 de euro, că tocmai ce mi-a dat factura firma care prestează serviciul. Și-a făcut masaj cu ciocolată, tratament cu lapte și miere, să mai zic? Oprește-te, că mă ia leșin! Mai pun doar cireașa pe tort și gata. S-a sesizat presa de investigație din cauza pozelor de pe Instagram și au cerut un desfășurător cu cheltuielile administrației prezidențiale. Pe ultima lună. Și Pupăză nu a cheltuit într-o lună cât ați cheltuit voi în 24 de ore. Ce prostănac! Asta nu e cireașa de pe tort. E bomboana de pe coliva lor! Idioților, că o să vă omoare, dar știi ce? Eu cu ăsta l-o vând acum. Încetează, că asta ne mai lipsește. Bătaie la palat și cu victime. Mă, dar eu am crezut că dacă stăm la palat avem totul all inclusiv. Nu înțeleg de ce avem toate serviciile astea aici, că nu putem să le folosim pentru că irosim bugetul. Serviciile premium sunt pentru oaspeții străini. Angajații permanenți nu-și permit asemenea aroganțe. Păi auzi, n-avem niciun invitat străin pe aceea să-i marcăm totul pe nota de plata lui și ce dracu sunteți proști așa? Caută tu! Ce? Auzi, dar nu vrei să facem mai întâi mișcarea și apoi să luăm masa? Ca să fim siguri că ne-am ars niște calorii, în caz că apare ceva neprevăzut. Nu apare, că m-am ocupat eu ca să fie totul elegant, în ordine. Că doar sunt dita mai președintele României, nu un adolescent din ăla, un puber repezit care și înghesuie gacica în dormitor la un bairam. Erau mișto vremurile alea, mi-ar fi plăcut să le prind. Acum te înghesuie prin toaletele cluburilor. Ce să... Numai puțin. Da. Du-te repede la etaj în dormitor pentru că e Dalia. Oh. O fi vreo problemă cu staff? Gata, mă duc. Eu repede. Bine, haide că mă duc, te aștept sus. Oh, Dalia! Dar ce surpriză! Mereu surprinzătoare. Ca România. S-a întâmplat ceva la Cotroceni cu ea sau care-i treaba? Nu, am venit să vă țin de urât la cină, așa cum v-am promis. Iar luați masa cu aurolacul? L-ați înfiat sau ce? Nu, dragă, am pus-o adică am pus-o pentru tine, că doar ai promis. Da, ia loc, te rog, ia. Eu mă duc până sus ca să închid lumina și revin. Până atunci, fă-te comodă.
Ți-e foame? Că dacă ți-e foame, îți aduc ceva aici sus. Îți dai seama, Dita Mai, președintele poporului, îți asigură și room service-ul. Păi și cum naiba face asta? Nu o să te vadă Madame Hitler că urci cu mâncarea? Las că prinde un moment, se duce și ea la toaletă, că doar are vezica mică, ca toate femeile, nu? Nu știu, că n-am făcut un studiu printre prietene. Fugi, fugi, că o să vină asta să te controleze. Poate nu-ți funcționează vezica. Hai, fugi, 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 fugi. Imediat. Hai, 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 hai. Am crezut că v-ați dus la Cotroceni la baie. Nu e cazul. Păi atunci, hai să... ring, 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 trrr, e pe vibrație, e... Stai un pic. Scuze, nu am liniște nici la masă. Da, de fapt știi cum e, că și tu mănânci aceeași pâine. Revin imediat. Mai puțin. E pe vibrație. A aflat. Ce ne facem? Știu eu. Fugim! Fratul Laini! Te faci! Pupăză, înainte de orice, lasă-mă să-ți povestesc cum a fost. Nu, nu, nu mă interesează. Îmi povestești mâine. Fii atent aici. Sună imediat pe Dalia și cheamă-o la Cotroceni urgent. De ce? Păi nu știu, inventează și tu ceva, că de-aia ești purtător de cuvânt. Mă tot bate la cap pe tema Paliu și n-am niciun chef să scap de-aia. Hai, cheamă urgent. Pa! Chemați cretinul înapoi, e alarmă falsă! Mamă! Scuze... Interesul național. Așa. Unde rămăsesem? Să bem un pahar de vin. Uite, nu nouț, adică... Gata, ajunge. Ai întrecut măsura și o să ne ia de cap. Exagerez. Tu ești o tipă puternică, doar nu o să te ia de cap câteva păhărele. Ia uite. Scuze, tot interesul național. Ah, da, 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 sigur. Vino rapid, că a mai apărut o problemă. Varvara a făcut o iritație de la masajul ăla cu ciocolată, pe semne că era expirată sau avea alergeni. Și... Aoleu, mamă, aoleu! Aoleu, i-a afectat și corzile vocale. Mă gândesc că n-ar fi bine să se afle unde a făcut masajul, să nu facem de râs firma de masaj și Cotroceniul, înțelegi? Și să vii să faci dispărută factura aia de 1000 de euro, să ștergem urmele malpraxisului. Lăsați cercoteca că nici măcar nu știe să geama durere. Nu există nicio factură de 1000 de euro. V-am mințit eu ca să mă scutiți cu aroganțele astea. Stați cu minți în seara asta, că la a doua batere chiar îi spun lui Pupăză. Mulțumim, șefa! Bravo, mă, este așa veste merită sărbătorită cu ceva de băut. Alea. Să nu vă prind, iar... Stai locului, cucoane, că nu-i de la președinție, nici de la Pupăză de stocului. Asta i-a dus de mine, e cumpărat, am factură, are și timbru, uite. Cap de băur, Moldova, 1603. În 5 minute vin definitiv. Promit că Dalia o să plece. Până atunci, degustă ce ți-am adus. Okay. Ce tot faceți pe sus? Pe sus? M-am dus până la toaletă, adică la toaleta mea de sus, pentru că respect protocolul.
Nu mi-aminte să fie vreo prevedere legată de toalete. Dar, mă rog, mai bine precaut decât... Prost, da, știu, știu. Din învățăturile carcalacului. Da, sigur n-aveți probleme cu... Dalia, cu... Dalia, te rog frumos. Sunt mai verde ca oricând. Și dacă vrei, pot să ți-o dovedesc. Bine, nu acum, evident, că ești în interes profesional. Da, dacă vrei, poți să vii odată în interes hormonal și... Mă refeream la prostată, domnule președinte. Că prea mergeți la toaletă din 5 în 5 minute. Să știți că dacă aveți probleme, nu ar fi indicat să le țineți ascunse. Trebuie să le rezolvăm. Că vă pot afecta imaginea publică. Cum ar fi să plecați din mijlocul unei bilaterale cu Trump la toaletă? Hmm? Ce-a fost asta? Nu-i nimic, cred că s-a desprins meduza din baie. Asta, ventuza din baie, că e proastă, mereu cade de pe faianță. De fapt, pentru ea mă duc mai mult la baie, că vreau să o verific să nu stea prosopul pe jos, că așa e protocolul. Să nu stea pe jos, să stea pe meduză, pe ventuză. Noroc. Cazul Barros? Auzi, dar știi că tu ții la băutură, nu glumă. Și mai făceai pe Inocenta. N-am zis că nu țin, am zis că nu vreau să beau. Normal că țin, doar smoldoveancă. Nu cred că n-ai deloc accent. Nu am, că nu vreau. Ai, nu-mi zice că ai fi și tu vreo Andreea Marin. Adică vorbești moldovenești doar când vrei. Nu-s chiar ca Marin, că eu nu mă dau un spectacol la TV. Auzi, da, știi ce? Nici nu poți să mi te închipui vorbind... Moldovinești? Aha. Adică așa? Dar deși nu puteți. Yeah. Eu nu-s ca altele de pe la Moldova, n-am trăit acolo așa ca toate sau ce? Yeah. Wow! Măi, știi ce? Știi, uite, acum mi se pare că ești și mai cool. Dar ce zic eu cool? Ești belea, să știi! Îl iau ca pe un compliment. Da. Mulțumesc! Dar Higgins ne oprim aici. Că după compliment, în general, urmează și alte chestii. A, da! Și eu v-am zis că văd în companie numai la mâncare, nu și la altceva. Da, e normal că așa e cel mai bine. Moldoveanca din tine nu se dezminte. Da. Să aveți o seară plăcută în continuare. Da, mersi. Au, știi ce? Uite... Poate mai repetăm cândva seara asta, antologică, da. Că uite, s-a râs așa ca nici când și moldoveneasca ta e genială. Ia, știi, ia, mai zic ceva, ia. Da, mai zic, data viitoare, acum trebuie să plec. Hopta! Îmi cer scuze că m-am lungit, dar asta e de o insistență de speriat. Dar mă rog, tot rău spre bine că m-am lungit peste tot. O să simți în curând. Am obosit de când te tot aștept. Păi scuze, dar... Și ce ai făcut, singurică? Am citit o poveste interesantă. Aha. Păi de-aia și a țipit, că și pe mine mă ador poveștile. Dar ce ai citit, că eu nu prea am cărți pe aici. Ceva de pe net, cu traficanții de alcool. Interesant. Foarte, foarte interesant. Te dădu gata moldoveanca, o? Bă, aveți grijă!
Ce? Să trăiți cu respect. O secundă. Liniște, că vă găsește, dragi, că vorbesc cu președinte. Tu, președinte, am dat de dracu. Ne asediază aurolacii. Luați măsuri de urgență, că suntem terminați. Chemați NATO, chemați salvarea, chemați pompierii, chemați jandarmeria, pădurarii, pe cine vreți, că poliți. Nu mai face față să trăiți. Stai, Chiorete, stai așa. Adică tu vrei să zici că chiar ne invadează aurolacii? Dacă permiteți-mi o mică observație. Nu ne invadează, ne asediază. E o diferență de semantică. M-ai studiat când aveți timp arta războiului, a lui Shih Tzu. Adică Sun Tzu. Depinde din ce zonă folclorică provine fiecare. Unii zice Shih Tzu, alții Tzu. Și vedeți că e o diferență între invadat și asediat. De-aia am și zis asediat. Căci că fiindcă scârbele de aurolat și asediat, adică s-a urcat pe garduri și vrea intra la noi în bătătură, că vrea să vă ceară posturi de consilier și ei, ca paliu. E supărați, e făcuți borși, căci că paliu e foarte bun, dar numai pe zona canale, dar aici că acoperă tot. O secundă, că rezolv eu. Paliule, îți ordon ca în calitate de consilier al aurolacilor să rezolvi problema de afară. Să-i împarți pe toți în departamente. Tu vei fi șeful lor, președintele asociației Salvăm Oamenii Străzii. Adică SOS, cum ar zice celebrul filozof Shelley. Și acum te împomeni că ar trebui să le dai și sedii. Că așa are asociațiile astea. Gândește-te, lasă-mă, dacă nu se descurcă, mă dai pe mine. Aoleu, mamă! Aoleu, mamă! Varvaro, au venit rezultatele la sondaj? Normal, domn președinte, doar știți că eu lucrez la secundă, nu? Ați ajuns la 77% popularitate. Da. La cât? La 77%? Ca cu tremurul, pupăză, ca cu tremurul. Exact! Asta poate însemna un cutremur. Pupăză, cred că n-ai înțeles bine că te-a bruiat cu tremuratul de mârlanu. Ai crescut 4%, de la 73 la 77. E, păi chiar asta mă îngrijorează. Că 73 este procentul meu norocos. Ce mă fac dacă odată cu el îmi dispare și norocul? Și pentru ce? Pentru o creștere infimă de 4%? A, dacă ar fi ajuns la 99,9%, merita riscul. Da, așa? E o glumă, nu? Ce glumă, făi, că n-a râs nimeni. Dacă vreți o glumă bună, vă spun eu că-s maestrul ăsta. Ca un milițean se întâlnește cu un prost. Deci lasă că ne zici mai târziu ce ți-a zis milițeanul, că acum avem treabă. Hai, stai. Gata, asta e. Asta e. Taxa pe prostie. Da, da, ce vă uitați așa? Trebuie să scadă în sondaje cumva. Și pandemia a revelat faptul că e plină țara de proști. Deci o să facem o grămadă de bani la buget. Și evident că cei puși la plată vor fi ofticați și o să scad puțin în sondaje. Dar de unde știi că doar puțin? Că ai zis că e plină țara de proști. Păi îi testăm treptat, ca la COVID. Și când ajung la 73%, ne oprim. Plus că mulți din cei pe care îi testăm nu o să se supere că le-am arătat că au fost proști. Pentru că le dăm posibilitatea să se deștepte. Ca să nu mai fie taxați a doua oară. Deci câștigăm și noi și ei. Win-win! Une, mă, une, că nebunesc, gratiluși!
Mă, unde mă reclamația lui ăla de ieri cu furtă de trotinete? Că trebuia să mă apuc de caz. Mă, nu care cumva ți-ai împachetat micii și pâinea și te-ai dus acasă cu ea? Bâșini, camijenia și... Bine, bine, calcă totul, micioroa, te mănânc. Las, te mănânc, băliețe-ți, râți. N-avem, cu orice ne cere, n-avem. Ia ziceți, mă, cu guștiucilor, mă, voi știți ce secție suntem noi? Suntem o secție de genii, mă! De genii? Ne-a ieșit scorul 200 la IQ! 200! Ia trebuie, ce reclamă asta? Știam că trebuie să urmeze ceva nasul. Ce mai reclamă? Reclamă o mărire de salarii, mă, mă! Yes! Nu-i așa? Da. Suntem în lețele cenușii ale Ministerului de Interne. Bravo! Și până la urmă chiar și merităm, bre, că la ce facem noi acilea, suntem chiar o secție specială. Așa e, Băchiorete. Așa e. Ce-or mai vrea, bă, ăștia? Ce-or mai vrea de la noi? Alo, da, aici secția specială. Aici, domn Chester. Doamna, sănătoasă, voinic. Era... de la centru. Ne-am prins. După fața lumea tale, cred că nu mai trebuie să te întreb despre măriri de salari, despre dragi, despre lași. Nu le măresc, le scad. Ce? Le scad, ci că IQ 200 a fost pe toată secția. Adică, practic, suntem o secție de retarzi. Că chiar suntem o secție specială, cum ai zis tu, Chiorete, cu nevoi speciale. Și o să ne trimită și babețele să nu dăm scuipatul pe noi. Brezi! Că nu putem fi toți retuși mental până la urmă. Cariva trebuie să ne fi tras în jos. Corect. Cine? Grațiluși. Ia zi-ne nouă, mă, tăticule. Care e capitala țării galilor, ia? Mă, e cu capcane, Chiorete! Păi nu știu eu. Păi am văzut la televizor că galii sunt francezi. Adică cocoșul galic, Asterix și Obelix. Ce credeai că mă păcălești, le-ai pe ei? E Parisul! Ce fraier ai, Madridul, mă! Hai, dreacu, că ne faci de râs. Un culturist-o e Cardiff. Deci tu ești veriga slabă, umflat-o! Ai mersi de compliment! Veriga slabă, adică veriga grasă! Că la tonajul care l-ai ne tragi în hăuri! Ești mai grea decât Palatul Cotroceni! Bre, asta ne scufundă ca Titanicul! Să alege praful de noi! Mărlane, ți-a ieșit un coeficient de 40. Și asta ce înseamnă? Că sunt prost? A, nu. Yes, știam eu că stau bine. Pentru prost îți trebuia 50. La 40 intri în categoria retard. Deci am bătut. Da. Și din păcate o să trebuiască să plătești o taxă cam măricică. Da, de ce? Ce? Că persoanele cu retard e scutite de taxe. Când se consideră handicap. Da, dar doar cele cu dosar la DGAS. Tu ești prostovan asimptomatic. Nu beneficiezi. Și nu poți, bă, să vorbiști tu cu ea de la statistică, să modifice rezultatul? Hai, bă, pupă, că tu ești puternic, milostiv și bun. Ești ca Ștefan Viteazul, dar ce știu, ca Mihai cel Bătrân și merele de aur. Mărlane, bă, tu ești atât de prost încât încerci să falsific o testare oficială? Da. Vezi că se dublează taxa pentru exces de prostie. Păi dacă permiți asta, te autofaci pe tine, Dănăs. O să afle toți ce prost ai ales în staff. Na. Da. Te scot din staff. Că o greșeală reparată e pe jumătate uitată. Degeaba mă scos tu din staff, că tot incompetenți o să păreți. Că trebuie să mă evaluați înainte să mă băgați în staff, nu după. Deci mai bine modifici discret rezultatul și se rezolvă. Da, ai dreptate. Eh, ai văzut că tot la vorba mea ajuns. Știam eu că o să ne înțelegem. Ia zi, cu cine să vorbesc să schimbe rezultatul?
cu neuronul tău dezafectat. Și ai dreptate, nu trebuie să te exclud, că așa atrag atenția. Trebuie doar să te scot din peisaj, să nu mai fi văzut public. Uite, o să te trimit undeva la capătul României, mă, să te ascund de presă. Păi și câte capete are România? Mai terminați-mă o dată cu țăcăneala asta în creierul meu! Vezi, dragă, de treaba ta! Dar nu vă iau eu mingea asta, să vă arunc, că nu mă lăsa! E o treabă, ai dat-o pe la minge, panta, dracu, că tu nu ți-ai decât mici! Vezi, de treaba ta, fiecare cu treaba lui! Ia uite, mă, ce mă încurc astea de tare de aici! Chiar, bă, gata, le chinuim ca proști pentru poarta asta! Ce uite-și, dar nu mă lasă să-mi fac testul! Țăcăribii asta în creier să mă streseze, că sunt niște țăcăriți! Minte, șeful! Nici într-un caz, noi nu țăcănim! Noi facem țac, 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 ca un fel de, în loc de tic-tac. Păi, că n-are cronometru. Ia uite, țac, țac. Și e tic-tac. E ca să cronometreze toanta, să știe cât mai are până să termine testarea. Nu putem lăsa până 40 de ani până termine testarea. Și până la urmă îmbinăm utilul, tic-tac, țac-tac, cu plăcutul. Adică cu sportul. Că să știe, mens sana, incorpore, scuze! Gata, terminați cu infantilitățile astea. Vine cineva de la centru, vă vede și pe urmă chiar confirmați testarea. Băi, sunt niște retardați și nu o să scape de verdict și o să confirme și testarea mea. Hai mă, dați-i drumul. Vingătorul rămâne la masă și joacă cu mine. O bere! Da, bre. Ce? Care bere? Vezi, hai să ne dai cât o lua de la fiecare de data trecută. Dacă joci prost, poponețule, dă-mi puțin aici. Hai, uite. Ce fac o cupă? Băi, tântălăule. Vezi că a aflat presa de IQ-ul tău. Aud voci, iar aud voci. Deci, nicio șansă de mușamalizare. Așa că sfatul meu e să încep să-ți faci bagajele, bă. Că eu între timp îți aranjez plecarea. Te trimit în munți. Adică o să fii chipurile avampostul președintelui în lupta cu hoții de lemn. Avem hoți de lemn? Ci verii lui Pinocchio? Cine? Nepoții lui Geppetto? Mărlane, tu o să inspectezi pădurile ca să nu se mai facă defrișări ilegale. Vei fi un fel de inspectorul verde, mă. A, cum era ăla, Green Lantern, numai că verde. Așa. Dar nu vreau în pădure, mă, că mi-e frică de urși. Mărlane, decizia e necomentabilă. Ce necomentabilă? Ce? E un abuz. Din aștepta rezultatul contestației și gata, o să mă plâng la Curtea Constituțională, la Avocatul Poporului, la Haga, la ONU, la Lehliu, la... Te spun lui Trump. Îi scriu pe TikTok că suntem prieteni, na. Bă, Chiorete, eu locul tău n-aș ridica privirea din pământ. Bă, ne-au bătut ăștia de la circulație la rațele și vânătorii, tu-ți dai seama? Și tu ai stat pironic, ca un ce? Bă, nici în stânga. Bă, și arunci după cum ți-e și numele. Când da. La acolo, când acolo? Ma ta vorbești, bre, că parcă ești mortă două luni. Te nimereau ăia și cu spatele. Bă, gata, n-are rost să nu mă certăm. Păi ce să nu mă... Păi ajută-mă pe mine. Chiorete, ascultă-mă atent. Ce? Avem ultima etapă, cu aia de la locală. Ah. Bă, dacă nu-i batem, retrogradăm. Ma! Șeful! Ce vrei, mă, și tu? Da, ia, vedeți aici! Ia uite! Acum să văd ce ziceți ofticoșilor! Calificativ 90! Deci voi împreună ar trebui să aveți restul de 110! Și dacă presupunem că șeful are măcar 80, că de-aia e șef, tu ai cam rămas prost tu secției! Eu? Tu, așa că aleza la tramvai, Chiohete! Că să ajungi un mare Batman! Te bagă-mă ăsta cu tramvaiul mătii cu tot! Lăsă-mi prostul tău! Vezi că eu, pe cultură generală, sunt beton, da? Muncătoare de mici! Hai să vedem, mă! Hai să te testăm! Că așa s-a stabilit că tu ești următorul! Băi, mă lași pe mine să mă concentrez! Gata, scrie! Într-un examen nu pot să vorbesc acum, de ce mă suni? Cum? La șaorma din colț e happy hour?
3 la preț de una! 3 la preț de una! Mulțumesc pentru asta, merită deranj, da? Nu ține, vulpe ce ești, că nu mă interesează ora lor de fericire. Mai bine vedeți-vă de ora voastră tristă, de stoarcerea creierelor. Păi da, dar poate... Și nici pe noi nu ne interesează că nu te interesează, dar nu ne e foame. Da, 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 pentru noi să nu pierdem oferta asta. Fugi, că mi-e foame. După test. După test? Păi, după test nu o să mai fie niciun happy hour. Nici o oră fericită. O să murim de foame. După test, când o să vedeți rezultatele, o să vă piară pofta de mâncare, sigur. Așa că ziceți mersi că vă fac economie la buget. Ia, am încheiat. Dar nu te mă și la alții, stai aici, călare pe mine. Da, scrie! Mai lovi grație rău. S-o trăiți. Când nu dacă mă nebun... Mă să zic... Pipica vine trenul, pa pipica vine trenul, pa pipica vine. Nu vine, băi, că la ce întârziere are CFR-ul la noi, mai pot să aștept o oră. Că știam cu cine am de-a face, am făcut înainte să vin aici. Mă termină, Pachiorete. Dar ce ai vrea cu mine? Am făcut și o încercare, n-a mers, n-a mers. De, a mers și încă foarte bine, la mine. Pot să mă duc și eu 5 minute până la toaletă? Nu, după test. Da, cum rezist eu până la sfârșit acum? Mă doare în turcă, vre, dacă ai vezi ca mică, ce să-ți fac? Alo, e cineva în secția asta? Da, este, dar ce s-a întâmplat de țipi așa? Dă-o afară, dă-mi de-o mea. Vreau să depun o plângere. Du-te, du-te, ce te mai uiți așa? Du-te, că ești singura disponibilă, pe ce vreau omul? Ce mă enervați? Ce s-a întâmplat, că suntem foarte ocupați? Chiar te termină cu ăla! Dai bătaie, chiar te... Dă cât vrei! Dă cât vrei! Păi așa nu are niciun caz. Hai mă, terminați prostiile! Ce completăm aici? Păi completăm toți la fel. Da, perfect! Deci am o idee. La 1 punem A, la 2 B, la 3 C. La 4 D. Așa, hai, zi. Chiorite, dar n-avem D. E doar ABC. Păi atunci, la 4 iar A. Ne întoarcem, facem ABC. 1, 2, 3, ABC. 4, 5, 6, ABC. Foarte bine, hai. Deci, toți o dată. Hai. 1, A. 1, A. 2, B. B, B. 3, C. C. 4, D. Nu, n-am zis că nu e. Mă încurcați, fără D. 4, A. 4, A. Bă, băieți, ce? N-aveți niște șervețele, totuși? Cum adică le-a scăzut tuturor coeficientul de inteligență? Așa cum auziți. Se pare că recorectura cerută de Mârlanu s-a făcut la toată lumea din staff, ca să nu existe și alte contestații ulterioare. Ai auzit, măi, idiotule, ce ai făcut? Ne-ai tras pe toți în jos cu gabaritul tău de idioțenie depășită. Sigur i-a enervat pe aia din comisia de corectare cu contestația lui. Vestea bună este că scăderea coeficientului de inteligență a staffului a dus și la o scădere în popularitatea dumneavoastră, domnule președinte. Că vă acuză presa că v-ați înconjurat de consilieri inculți ca să păreți inteligent. Și la cât sunt acum? Vă duceți spre 73%. Perfect! Mulțumesc de informare, Dalia! Păi, nu, mie trebuie să mulțumesc, pupăză, că eu am modificat rezultatele. Deci e meritul meu că ai ajuns de nou la procentul tău norocos, așa că în loc de munte ai putea să mă trimiți undeva pe insulă exotică. Și pustie! Bine, mă! Super idee! Se rezolvă imediat! Era o glumă, pupăză, ca să vezi că am simțul umorului și umorul e apanajul oamenilor inteligenți. Că doar ai văzut cât am obținut la recorectare. Ți-au dat procentele noastre. Că prostul schimbă rezultatul. Da, năravu, ba! E valabil și pentru proaste. Nu dau nume că te superi tu și ai la altă. Măi! Băi! Nu vine să cred! Rezultatele astea mi-au depășit orice așteptare. Aha! Deci, cine este prostul, madame? Aud? Proștii! Ai vreo
vreau să spui? Că toate trei testele sunt identice și la fel de slabe. Auzi, Abraham Lincoln a fost un vampir celebru? Exact! Mai pune și tu mâna pe telecomandă și schimbă posturile. Mm-hmm. Nu folosi telecomanda numai amestecând pânsalate cu șuncă. Mm-hmm. Vezi că e filmul ăsta e celebru și pe mai multe posturi, deci n-are cum să se înșele, da? Mm-hmm. Filmul ăla e o ficțiune, Chiorete, ca și mintea ta. Inteligența aia ta interioară. Și uitați așa ură la mine. Dar ce v-am obligat eu să scriez răspunsurile ca mine, aud? Oh, așa deci. Deci el a fost creierul. Atunci eu zic să-l declarăm doar pe el prostul secției. Râs ca motanul la ciungă. Proasta dreapă. Păi dacă eu sunt prostul seției, ăștia deștepți ăștia doi care s-au luat pe prostul seției și a scris la fel. Ei cum se numește, madame? Ei, nu contează cine-i prostul. Proștilor, contează să facem tot ce ține de noi ca să nu ne micșoreze ăștia lefurile. Da. Deci, fă-te, frate, cu dracu până treci puntea. Ca să fie bine și să nu fie rău, cum zicea... Abraham Lincoln! Da? Da, prostule! Întrebarea este cum schimbăm rezultatele, că deja sunt trecute în banca de date. Știu! Vorbim cu hackerul! Pentru că hackerul asta face el, sparge baze de date. Cum 50%? Și încă scade. Se pare că valul ăsta de contestații a enervat lumea. Că păreți un staff de reclamangii care nu se împacă cu rezultatele unei testări și vor să obțină mai mult fraudulos. Dar cine a mai depus contestații? Mărlane, câte contestații ai depus, mă, că te omor! Una, dar probabil că o verifică de trei surse, ca ziariști, o verifică de trei ori. Cum mai e, Daria? Tot mai scade? Acum s-a stabilizat. Slavă Domnului! La 37%. Te omor! Mărlane, te omor! Ce, mă, că-i dă bine 37? 37 e inversul 73. Exact! Este inversul norocului! Adică? Adică, ghinion, idiotule, că te omor! Stai aici! Tu! Stai! Te dorim murtăie cărbune de la negru. Ce dracu cărbune? Mănâncă, dragă, și tu o fruct, o legumă, că ești vorba aia la toaletă o dată pe lună. Adică cărbune de la grătar? Nu de la grătar, de la farmacie. S-a prins? Vă salut. Cum e? S-a rezolvat? Păi dacă nu rezolv eu, atunci cine mai e cu știucilor? Da, v-am modificat toate testele. O să fim geniile poliției române. Da. Și pe chestia asta o să cer și o mărire de leapă. Și ei o să fie obligați să ne-o dea ca reparație morală că ne-au făcut prostovani pe nedrept. Bravo, șe! Ce mai vrea, mă, ce? Alo, da! Da! Da, cum adică a fost mai prost ca prima dată? Cum adică punctajul a fost în minus? Cine? Ce zici și fă din ori? Ia uite cine era veriga slabă! Uite, tăntălău! Rostul se... Nu eram eu, am fost apătat, mă băieți! Mă băieți! Eu am fac. Doamne, eu cer testare! În aceleași condiții ca prima dată. Dar e o minciună, am fost sabotat, am fost... Și... Vreau să mă moare pupă, să salvați-mă! Vreau să mă moare, că el m-a pus să modific toate testele pe care le-a dat să ne scad în puncte ca să părem mai proști, să-i scadă lui sondajul ca să fie la 73% cât vrea el. Na, eu am fost bine intenționat, dar cu facerea de bine motherfucker de mamă, vreau să mă moare cu tot pe mine. Stai un pic! Cum adică la toți? Adică și nouă? Bineînțeles că și voi! Bine că am scăpat de testare.
Ferete, bă, tine, bă, tu tăia de la circulație, bă, la rațele și vânători. Bă, niciuna n-ai prins, bă, bă. Foarte bun. Bă, ferete, bă. Bă, da, da, Aruș, cum te cheamă, mă? Dragi, da, mi-a zis, bă, gata aia sandvișurile, bă, că dacă nu m-am nebunit, cu miroase, nu m-am ujde aici. Chiorete, Chiorete! Alarmă de gradul 0 de la ISU. S-a declanșat un incendiu lângă grădina botanică și acum se extinde spre un depozit unde sunt niște saci cu moniu. Moniu? Moniu? Ce e ăla, bă? Păi tu nu știi ce e ăla, moniu? A, moniu! Cum, dragi, da, mi-a să nu știu ce e ăla, moniu, bă, că e foarte cunoscut. Și foarte periculos. Cât de periculos? Păi ăla dacă face bum, dispare după hartă tot sectorul 5. Până la urmă nu e așa grav, cum mai rămânem cu încă 5. Hilarie, ești inconștient. Păi acolo-i Cotroceniu, acolo-i președintele. Știu și eu, bre, în ce sector e Cotroceniu, că doar nu-ți veni de ieri de azi în capitală. Alții. Sună urgent la pupăză că trebuie să-l evacuăm. Ce vorbești? Dar ta de ce nu sunt? Ce, n-ai minute? Am minute, Chiorete. Am, numai că tu ești un om important pentru comunitate. Tu ești șeful dispozitivului de pază de la reședința prezidențială. Și pe de altă parte ești și prieten cu el, bă. Altfel se primește o veste proastă de la un prieten decât de la un străin ca mine. Așa că grăbește-te. Sau nu vrei să te duci să-l avertizezi pe președinte? Nu vrei să fii erou? Ba da, vreau! Du-te! Vreau să fiu erou! Chiorete! Și te grăbești când i s-ar avea meși pe Danubiana! Da, așa! Hai! Breda, vreau să joc și mai mult de 3 minute, hai! Hai! Și iată-l pe Mateus în fața porții! Ușa, mă! Hai! Haideți! Hai, rep! Haideți, șef! Domn președinte, haideți că e berea mare! Ce, Chiorete? Ce, mă? Arde! Arde, arde, domn președinte, la grădina botanică! Vai de capul meu! Dar ce paranormal sunteți, șef! Dar ce mai mă mir eu? Că nu putea să fiți un om de rând în ăștia, inodor, incolor și insipit ca majoritate. Că n-aveați cum să ieșiți președinte. Mai ales în maniera triumfală care ați avut-o dumneavoastră. 73%! Extraordinar! Chiorete, lasă, lasă periajul că nu e momentul. Dar de ce ai venit, mă, în viteza asta? De ce să-mi spui mie că ce eu sunt la pompier, mă? Aoleu, că și uitați, că fiindcă e cazul să vă evacuez, domn președinte, că sunteți în pericol de moarte, hai! Hai! Păi de ce, mă, de ce? Că arde grădina botanică? Dar ce se întâmplă, mă? Explodează ananasul? Ne face pe toți salată de fructe? Exact! Dar nu ananasul explodează, cu tot respectul, ci amoniu, care e depozitat acoalea într-un loc. Și cine știe ce dragi bărsați mai e depozitat ce amonii? Și că astea cu florile trebuie să hrănească, astea mănâncă mult! Trimite repede mașina. Foc, nu stai unde te duci, Chiorete, unde te duci? Păi că nu pot să ies cu mașina mea, mă, că mă pozează ăștia și o să par laș, că da. Fug din fața pericolului. Mergem cu trenul? Nu cu trenul. Nu cu trenul. Nu. Cu domn președinte, dacă permiteți, lași, ne lași, nu mai contează. E tot un drac. Acum un curajos mort nu mai valorează nici cât o geapă de gerată. Stai că n-am zis că nu plec, dar nu cu mașina mea. Dar cu ce? Nu știu, du-te, trimite-mă o dubă, ceva, hai. O dubiță să nu se vadă, du-te. Dacă bosul a zis să lupt cu infracționalitatea forestieră, lupt. Hai mă, Dalia, că trebuie să-l îmbunesc cumva după tâmpenia cu sondajul. Nu vreau să mă țin aceea până la iarnă. Dar de ce? Ți-e frică că intri în hibernare ca toți urșii? Dar simpatică că te-a lăsat. Ia zi, ce să fac? De unde să încep? Eu mă gândeam să fac un tutorial în care să le arăt cetățenilor cum trebuie să procedeze în cazul în care văd vreun teritor ilegal de lemne. Asta știe toată lumea. Trebuie să anunțe autoritățile. Așa e, dar o să fac o poveste vizuală, mă, cu o imagine face cât 1000 de cuvinte.
Poți să faci, dar să nu postezi ceva până nu ți aprob eu conținutul. Nu de alta, dar riști să te mute de la Râșnov la Vladivostok. Vrei asta? Chiorete? Prezent. Auzi? Coordonați? Din toate mașinile posibile, nu ați găsit decât una de pâine să-mi trimitezi, mă? Mă, dacă m-a pozat cineva și mă pune pe prima pagină a site-urilor de drogați, că sunt prăfuit din nas până în picioare. Și pentru ce, mă? Pentru o alarmă falsă? Dacă-mi permiteți să vă explic, alarma n-am dat-o eu, ci Matiescu, Băgala și Măs. El a cerut să alarmăm. Eu doar am comunicat-o, am fost un simplu răspândac. Să-ți fie rușine. Mi-e foarte rușine, tot președinte, că nu trebuia să plec urechea la zvonurile și la toate prostiile al Matiescu, chiar dacă mi-e superior. Asta însemna... Vai de discernământul meu, ce să mai... Mi-e rușine! Să-ți fie rușine? Și mi-este! Că n-ai simțul responsabilității și arunci vina pe alții, Chiorete. N-arunc nimic, domn președinte. Să n-am paie la măgar dacă vă mințesc. Matiescu e tartorul care a cerut evacuarea noastră. Am înregistrarea ordinului, dacă nu mă credeți. Că noi lucrăm profi, cu dovezi, că de-aia suntem poliții. Da. Ia, pune-o să o aud, mă. Acum? Da. Păi, acum nu am la mine. Și cred că n-are rost să vă irosesc timpul noastră foarte prețios, în care puteți să lucrați pentru țară și popor, până mă așteptați să o aduc. Vă sun eu când o să o am pregătit. Dar grăbește-te, Chiorete, pentru că, uite, acum am puțin timp liber, că mi-am întrerupt orice activitate din cauza alarmei tale, tâmpite. Alunat ies cu să treci. Mă rog. Țărănuiul ăla sigur o să mă bage pe țeavă la pupăză să-și scape el pielea. Alo, grădina botanică? Celebru comisar Matescu la telefon. Vreau să vorbesc cu persoana care a raportat incendiu. Ah, dumneavoastră sunteți. Perfect. Auziți, nu cumva e și azotat de amoniu prin depozitul ăla de lângă incendiu? Trebuie să fie că la îngrășământ și sunteți grădină botanică. Cum nu este? De ce nu este? Asta e neglijență crasă. Înfometați plantele intenționat. O să vă raportez la minister. Dacă mai suna să te milogești... Capri, la ce să mă milogez? Că doar eu n-am greșit cu nimic în micuța, da? Tu erai, mă. Ce vrei? Să spun că nu-mi se pare corect să arunci toată vina în cărca mea. Că nici mătăluță n-ai fost foarte în clar, da? Ba, am fost extrem de clar. Ba, n-ai fost deloc clar, că singurul care e clar în țara asta e președintele poporului. Că de-aia ești el cu 73%. Vezi că mataia te cam bâlbâi. Și ca dovadă eu te-aș ruga să mai zici odată cum ai zis. De fapt, zi-o ambele variante. Și cu moniu și cu amoniu. Să văd eu care e diferența. Stai puțin că mă glodește ceva. Gata, vrezi, ia cu ea. Ți-am spus că m-au sunat de la ISU. ISU este Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Că în spatele grădinii botanice, grădina botanică e aia unde cresc plante exotice care nu se găsesc la noi, s-a declanșat un incendiu. Incendiu e ăla care arde. Și că există posibilitatea să se extindă spre un depozit unde se află niște saci de moniu. De moniu, repet, nu amoniu. Ai încurcat tu borcanele, adică azotatele. Da, nu mai e nevoie de nicio dovadă că situația e clară. Dar nu asta era dovada, domn președinte. Asta e o tentativă janică de-a lui Matiescu de a se disculpa. A auzit că am adevărata dovadă și vrea să creeze diversiune, Băgala și Moașa. Jalnic e puțin zis. Exact. Ești penibil. Eu? E a doua somație. Dacă ridici mâine la a treia, să știi că trag.
N-am pistol, n-am, să. Atenție că trag! Un la trei trag, unu, doi, doi și jumătate, doi și o litră, și trei litre, poc, poc, poc! Așa-ți trebuie, infractor de noroci, și pentru toți care tăiați pădurile patriei, să știți că așa veți sfârși. Comisarul pădurilor, intră în acțiune! Ah, să trag, mate! Alo, da? Bună ziua, de la Grădina Botanică suntem. V-am sunat să vă anunțăm că s-a rezolvat. S-a stins incendiu? A, nu, 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 s-a rezolvat cu azotatul de amoniu. Avem și de la. Și era într-un colț al depozitului. Deci nu mai are niciun rost să ne reclamați la minister că avem de toate. Și sincer, ne ajunge problema cu incendiu, nu mai avem nevoie de una în plus. Pe bune, chiar aveți azotat? Păi și ce ați așteptat, inconștienților, să vă trag eu de limbă? Când ne-ați fi zis? Pe lumea cealaltă sau în timp ce zburam prin aer? Scoateți-l imediat de acolo! Prostul cartierului. Da, bre? Chiorete, e groasă. Chiar e azotat de amoniu la Grădina Botanică. Au, unde? În alea de la intrare? Ori în ghiveciu în care este Hortansia Babadac Pengescu. Și eu vorbesc serios, inconștientule. În toamna asta vreau să zic că acum sunt foarte conștient că m-a trezit țeapa ta din somnul rațiunii. Și vezi că mai un botul la încă una, da? Chiorete, nu e nicio țeapă. Zi să faci moniu la rinic, bre. Adică pietricele si de fi de pavaj. În caz că ai uitat ce este, da? Chiorete, evacuează-l imediat pe președinte, că de data asta chiar e pericol de moarte. Da, evacuează-l, matale, bre! Că eu nu mai vreau să par iar idiot de-n cauza ta. Chiorete, e ordin. Aia, dacă e ordin, cu plăcere, să trăiți. Moniu, mătii, păi mai pune un bortul la vrăjeala ta. Da, dacă nu e vrăjeala. Ah. N-are cum, n-are. Mărlane, nu suntem în America. Oamenii simpli nu au arme ca acolo și la noi nu ai voie să tragi nici măcar în hoțul care ți intră în casă, dar rămite în unul de pe domeniul public. Păi și atunci ce să fac? Alt material. Dar fără împușcături, că nu ești Sergiu Nicolaescu. Ești mai mult Stan și Bran. Mulțumesc, șefa. Adică cum? Hai că mă sună președintele. Mai vorbim. Da, domnule președinte. M-a sunat adineori, Chiorete, și mi-a zis că s-a primit confirmare că este și azotat de amoniu la Grădina Botanică. Și vrea să mă evacueze iar. Ce să fac? În primă fază, o declarație online cum că rămâneți la Cotroceni, că doar are buncăr. Ca să vadă poporul că nu sunteți un iepure fricos care fuge din calea pericolelor. După care plecați cât mai departe de epicentrul posibilei explozii. Am dovedit băboți. Acu ce nu mai e bine? Ce m-a speriat el să-l scap? Mărlane, și piatra tot violență este. Da, dar e permisă de Biblie. Uite, ia exemplul lui David și Goliat. Pe cine suntem noi să contrazicem Biblia? Niște oameni civilizați, moderni, care se opun violenței și nu sunt atât de bolovani să facă imaginea președintelui praștie. Plus că dacă îi crăp cumva capul hoțului de lemne, devii mai penal decât el. Păi, hoții au topoare, târnăcoape, deci noi aruncăm cu flori în ei? Hoții trebuie oferiți justiției, Mărlane, nu agresați. Filmul trebuie să fie unul educativ. Știu că nu-ți pune prea multe termenul, dar fă un efort să-l înțelegi. Hai că poți! Păi normal că put, că stau după toți infractorii pe pădure să mă... Păi, vreau! Era să scap telefon, normal că put! Telefon! N-am cu cine, n-am cu cine, n-am cu cine, nu? De ce?
Ca să pun eu telefonul ăsta aceea în copac așa, să îl potrivesc așa, să... Băi, factorule, dacă miști, îți dau două măciuși, că eu știu și karate și ninja, eu ca cafea, mă, doi într-unul. Dacă nu te sec, te spinte dintr-o lovitură. Comisarul pădurilor! Picior! Alo, grădina botanică? Acela este agentul Chioreta Ilari de la secție. Raportați, care mai este situația pe la dumneavoastră? Ați evacuat sacii de azotat de amoniu? Cum n-aveți? Da, așa e, e foarte, e foarte periculos, da. Da, să trăiți, să trăiți, să rămâna, să rămâna, să rămâna. Deci așa, Matiescule, așa scârbă ordinară care ești. Continui a-ți bate în joc de mine. Tu vrei mă băga în gură la președinte. Bine, Matiescule. Ah, păcătea și moștea pe gheață, Matiescule. Nu ai voie să ai contact cu hoțul. Ai dă-o dracu de treabă, șefa. O fi pandemie și, dar în cazul de furt, nu putem să o ardem pe distanțare socială. Că se distanțează și hoțul de noi și mai avem nicio șansă să-l prindem. Și ritmul ăsta în câțiva ani se distanțează și pădurea de România. Mârlane, nu ai voie să ai contact din cauza că poate să fie violent. Nu din cauza de COVID. Ți-am mai spus odată că am avut cazuri în care hoții au atacat pădurarul. Și chiar tu ai zis că au topoare, deci arme albe. E periculos! Păi, da, mă gândeam că dacă e luat rapid până surprindere, n-apucă să riposteze, asta e clar. Da, e nebunit. Vrei să încurajăm oamenii să se bată cu mafia lemnului? Să-i omoare ăia? Tu trebuie să promovezi respectarea legii și siguranța cetățeanului. Deci, oricine vede o infracțiune, trebuie să anunțe imediat organele abilitate. Pricep, mă? Ia să-l pun aceea pom, așa, să reglez aleacă. Bate vântul. Stimată poliție, dragi ofițeri, la momentul când am să vă trimit acest film, adică peste 2 minute, vă rog să-l vizionați, să veniți de urgență în pădure, infractori, mafia lemnului, atacă pădurile, uitați-vă, e... Face pe bosunflatul cu mine, dar nu era așa când l-a surprins asupra faptei. Să știți că tai ilegal lemn, de aceea vă rog, ce faci, mă, e surdă, nu răspunzi. Să vă prezentați, să-i faceți un să-l surprindeți asupra faptei. Ce te faci că n-auzi? Sau, alo, cred că e surd. Dar probabil că săracul din motive de sănătate nu aude și de aia e problema asta. De ce, forma nu te duci la ajutorul social, mă, dacă e surd? Să le zici la aia, să-ți dea, cum să-i dea săracul? S-o fi dus, dar acolo aia au vorbit cu ele dacă surd n-aude. Acum eu dacă l-aș ierta, știi, în complicitate cu el, că sunt un fel de șeriful pădurilor, care am grijă de mediul care ne înconjoară înconjurător. Și ar însemna și un complicitate cu el și eu nu pot fi un complice cu un infractor. Că de-aia și să-ți vezi de treabă, mă, ca un om ca un cetățean vrednic al patriei, să-ți vezi, mă, că noi nu cu violența rezolvăm pădurile aici, am probleme, nu cu violența, nu... Vreau să simte bine, nu mai... Stați liniștiți că nu vă mai trimi filmulețul. Să trăiți! Să trăiți, domn președinte! Gata, ți-a ajuns la Olănești? E liber pe dealul negru? V-ați oprit cumva și pe la Tedulești, la Micea, cu alea? Nu v-ați oprit. Auziți? Pe grațirușa noastră, nu cumva ați văzut-o pe la coadă? De 2 zile n-am mai dat pânsețe, ne gândeam că poate o fi... Auziți, domn președinte? Mi se pare mie sau încă mai tremurați de frică?
Nu de frică, mă, de frig. Că ăștia m-au băgat direct în cramă, căci că așa e protocolul, că trebuie să mă dezghez treptat. N-au putut să mă bage la temperatura camerei. Și știi din ce cauză? Din cauza ta, idiotule, că mi-ai trimis mașina frigorifică. Nu, nu eu, nu eu să trăiți, Matiescu. Ca să vă ajute să vă păstrați sângele rece, cică. Că a auzit că v-ați panicat. Să știți că eu n-am niciun amestec în extragerea asta. Că și că fiindcă m-a scos din operațiune pentru gafa anterioară, să trăiți. Da, hai, lasă-mă. Ia dă-mi mă la telefon. Imediat, domn președinte. Șeful! Și imediat. E domnul președinte. A ajuns la Olonești și vrea să vorbească și cu tine. Ia, domnul președinte. Treaba, ce mai faci? Vă salut, excelență! Ați ajuns cu bine la Olonești? Cum e vremea? Cum a fost pe drum? N-ați murit de cald, nu? De ce sunteți așa norocănos? Nu vă place la Olonești? Ba da, da, momentan sunt cam singur. Și cred că o să mă plictisesc. Așa că ia dă tu o fugă până la Sighet să-mi aduci un șah pe care mi l-au confecționat manual de ținuții. Că vreau să-mi antreneze calmul, să nu mai intru în panică. Auzi că plecăm la Sighet. De ce? Demoniu. Dragostea, ce face omul pentru dragoste? Scoți iubita la iarbă verde. Este!